Dani Oțil, dezvăluire incredibilă la o lună de la nunta cu Gabriela Prisăcariu. Am vrut amantă. Prezentatorul TV nu mai contenește să uimească prin declarații. Ce spune despre posibilitatea de a avea o amantă? Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În urmă cu o lună, cei doi și-au dus relația la următorul nivel și s-au căsătorit, mai ales că nu mai este mult și se va naște și primul lor copil. Prezentatorul TV a făcut o declarație savuroasă în direct. El a dezvăluit că a vrut să-și facă o amantă, însă nu a făcut acest lucru dintr-un motiv simplu, care nu are, de fapt, legătură cu cea care urmează să-l facă tătic. Dani Oțil vrea să-și facă o amantă. Ce a dezvăluit în urmă cu puțin timp? Totul a pornit de la invitata pe care o aveau în platou. Răzvan Simion și Andreea Ilie au fost surprinși împreună, doar că oamenii au confundat-o pe ea și au crezut că este, de fapt, actuala iubită a acestuia, Daliana Răducan. A fost un foarte bun prilej pentru ca el și colegul său de braslă Dani Oțil să glumească pe acest subiect. Răzvan Simion. Am botezul copilului lui Dani în toamnă, așadar, ce ar fi să vin cu două partenere care se semene între ele? Dani Oțil. Păi tu nu ai bani de una, dar de două. Eu nu am vrut amantă. Dar e scump. Am vrut amantă de pe Nordului, dar e scump. Răzvan Simion. Ah, tu nu îți faci amantă de zgârcit. Dani Oțil se teme de mama Gabrielei Prisăcariu. Prezentatorul TV a dezvăluit în urmă cu ceva timp că nu are curajul să bea cu mama soacră dintr-un motiv care a stârnit hohote de râs în rândul telespectatorilor. Mai sunt oameni care se consideră prieteni și pe la ora asta mă întreabă ce fac. Fac pe de asterisc cu să mă ia. Așa aș răspunde în mod normal. De vreo câteva săptămâni răspund. Mă joc cu mămicile mele. Nimeni nu cere explicații, nimeni nu vrea să știe. Eu ieri am purtat costumul de rezervă de la cununie pentru că cine mi-a făcut costumele a zis că mă îmbăt și mă pătez. Atâta încredere a avut în mine. De parcă eu am curaj să mă îmbăt cu soacra mea, care 1,95, lângă mine, a declarat Dani Oțil.